Deci Alin și doamna Daniela nu au scăpat nevizitați, doar că starea lor de spirit nu era inițial tocmai potrivită pentru o întâlnire. De ce trebuie să fie așa? Așa, că nu mai suport. Ce nu mai suport? Atâta falsitate cât e aici. Din partea cui? Din partea la toată lumea. A deranjat-o că i-a zis ciocul mic. Dar pe mine nu mai m-a deranjat când a făcut prost, că ai prostii la ușa ei. Și acum să vin să cunosc pe soacră, dar de ce? Da. Nu am nevoie să cunosc pe nimeni. Nu, nu am nevoie să cunosc, că nu m-am murit eu cu ei. Da, cu tort, cu flori. Sau stai cu... Hai, de uite, vezi că sunt ei. Ce faceți? De afară te auzi. Ce ai supărat? Ai plâns? N-am plâns, dar nici mult mai. Ce faceți? Cum sunteți? Cum ești? Eu bine. Ești ok? Sigur? Da. Sunt foarte bine. Am văzut că mai e puțin și ești cerut în căsătorie. Ai văzut? Da. M-am speriat și am fugit. La un moment dat tu trebuie să faci pasul ăsta, da? Trebuie, nu știu dacă trebuie să te gândești. Nu, adică tu ce simți? Dacă o să fim bine, dar am zis că afară, că aici mai am multe de descoperit. Crede-mă că de aici nu se vede că sunteți bine deloc. Te-ai împăcat foarte mult cu ea și da, poate într-adevăr sunt și momente mai bune, dar se văd foarte multe momente rele. Înțeleg că nu mai reziști și înțeleg că vrei acasă, dar nu o să rezolv nimic în stilul ăsta. Iar indiferența ta... Nu, am fost amândoi rău. Pentru că știe ce i-am zis și ieri, că ieri mi-a zis, tocmai ieri mi-a zis că atunci când ești cu Adelina nu mă bagi în seamă. Și așa și e, am zis pentru că așa? Atunci când trec pe lângă ea, ea tot îi aruncă săgeți Adeline și atunci între mine ceartă și între mine și între ei. Indiferent cu cine te vei căsători, maica ta rămâne acolo. Când vede că ne simțim bine, să nu mai arunce săgeți nasoale. Și maica ta la rândul tău, la un moment dat o să trăiască să o vină, pentru că din păcate vă urmărim și zice și ea ceva, Adelina se enervează, începe imediat, ai se schimbă, trece imediat de la o stare la alta și o scoate din sărite și din țățâni. Și știi de ce a fost ea supărată? Apropo de, am văzut discuția când a fost Alexandra la voi și ai spus că mama nu era bine nici când eram eu cu Adelina, nu era bine nici când m-am despărțit de Adelina. Mm-hmm. Și ai să-ți spun de ce. De ce? Pentru că în momentul în care tu ai fost separat de Adelina, voi nu v-ați dat timp și răgaz unul altuia să digerați bine situația ca fiind despărțiți. Voi ați stat doar amândoi împreună. Tu la un moment dat ai avut tendința de a o evita cât de cât, de a încerca să stai singur, să mai dialoghezi și cu ceilalți. Sunt sincer și din tot ce am văzut eu. Da, aici n-ai cum, nu poți face lucrul ăsta. Dar oricum de la început, ea de când te-a văzut, a picat foc cu tine. Și când ea s-a părut pe tine, ea te-a sufocat și ea a vrut. Adică asta s-a văzut. Afară, voi nu o să rezistați mai mult de o lună, maxim vă dau împreună păi afară. Asta, vreau să văd și afară. Pentru că... Dacă aici, de aici ce e geloasă așa? Pe Alina? Păi pe Alina chiar nu reprezintă un pericol. Acum tu, e alegerea ta ce faci, mai acum departe. Să accepte și ea măcar că suntem în casă, să ne înțelegem bine totuși, și afară va fi mult mai bine. Încearcă să nu mai dai stânga-dreapta, să-l lași în pace pe Alin, să-l lași în pace pe Adelina, să te gândești că mai ai maxim. Nu, pentru că m-am pus. Da, într-adevăr. Dar și tu ai impunsul ăla. Și eu m-am pus-o, dar ea m-am provocat. Eu te știu o femeie matură care știe să gestioneze toate situațiile posibile. Dă dovadă de maturitate și acum și evită-o cât poți de mult. Nu-i mai răspunde. Chiar dacă te împunge cu ceva, fă-te că nu vezi, fă-te că nu auzi. Hai să vorbim pe românește. Ca afară, vorbim toate greutățile. Păi tocmai de asta trebuie să vă cunoașteți și afară. Lasă-mi să se dea cu capul de perete. Săracă, am fost săracă, vreau să mor. Bună! Hai, smile. Eu sunt Adelina, îmi pare bine. Cristiana și Daniel. Sfârșit, ai vorbit la telefon. Ce face Adelina? Am văzut că a fost și mama ta? Da, sunt foarte bine. Mi-era dor de mami. Da. Păi eram un pic îngrijorată pentru că nu primisem nicio scrisoare de la ea. Dar acum sunt liniștită că a venit și bunica, am înțeles că și tata e bine. Și la noi tot acasă e ok să stați liniștiți, da? Ia zi, Adelina, există vreo șansă să vă împăcați? Te împaci cu mama soacră? Eu îmi doresc, chiar îmi doresc, dar... Nu știu ce are cu mine. Nu, te înțelege și tu, Adelina, ceva, pentru că nu ai cum, poate tu vrei din momentul ăsta să fie totul ok. Nu se poate totul da, ok. Da, știu că necesită timp, știu, așa este. Doar că... Pe parcurs și probabil dacă voi demonstrați pe viitor că o să fiți bine în relație și cel mai mult eu văd afară să vedeți cum vă comportați voi afară. Așa pentru că aici greutățile toate sunt afară. Nu crezi că ar fi mai ok când te nemulțumește ceva la mătușa
să vii să stai de vorbă cu ea, să spui și tu ce te deranjează la ea, să spună și ea ce o deranjează la tine și să încercați să prindeți numitorul ăla comun. Știi ce, nu ne înțelegem? Pentru că și ea e ambițioasă și eu sunt ambițioasă. Eu nu las de la mine, ea nu lasă de la ea. Trebuie să lași de la tine, părerea mea cel mai mult. Ea e mai mică, ar trebui, deci ea nu vrea să lasă mâna la ea. Și noi spunem chestia asta, nu te gândi că o spunem că e a noastră, știi? Vorbim din pricina vârstei. Dar vârsta ar trebui putin să conteze aici. Fii un pic și mai chiar, bagă-te pe sub pielea ei. Dacă vrei să fie bine și dacă îl iubești pe Alin și vrei să rămâi cu el. Dai seama că îmi doresc asta, chiar îmi doresc din tot sufletul să rămân alături de el. De ce accepti așa zisele bombe aruncate de Alina, de exemplu, să creeze discuții între tine și Alin? Nu te mai certa cu Alin din cauza ei sau din cauza oricui. Nu te mai certa cu mătușa. 80% din certurile dintre tine și Alin a plecat din cauza de la Alina pentru că tu ești geloasă pe ea. Da. Asta se vede afară. Eu sunt un om care țin cu dreptate. Eu te accept și pe tine dacă el consideră Doamne, că frește, asta dacă vrea. El consideră că te iubește și că tu ești aleasa vrea, lui, noi te acceptăm și pe tine. Nu la noi. Ai avut sau ce ai făcut sau ce... Nu contează, interesează lucrurile astea. De ce ne interesează dar pe noi și de ce ținem cont este de comportamentul tău față de el. Dacă tu îl iubești și îl respecti și pe el îl vedem fericit, pentru noi doar asta contează. Și el la rândul lui să te facă fericită pe tine și tu la rândul tău să-l faci fericit cu el. Trebuie să aveți o căsnicie bazată pe respect, pe și iubire. Încredere. Respect și încredere. Da, da, da. Și ați mai lăsat fiecare de la puțin, de la ea? Da, personal n-am mai intrat în conflict. Doamna nici Daniela? Cu dumneavoastră, nici cu alții. N-am mai vorbit cu ea și nici acum. Și mai bine așa? Iar ați intrat în perioada aia când l-ați luat pe numbra, știți cum erați acum vreo 2-3 săptămâni? Alin, ești într-o situație ingrată, am văzut. O mână la mama, o mână la Adelina. Ai toată compasiunea mea. Da. Mă ajută foarte mult să fiu. Da, e o situație delicată, într-adevăr, e. Dar știi cum e? Timpul o să clarifice toate lucrurile astea. Exact. Cel mai bine, trebuie să avem răbdare. Uh-huh. Ai vreun motiv de gelozie pentru Alina, față de Alina? L-am explicat de 100 de ori, nu are nicio.